Domnul Ciobanu Miu Nicolae a revenit la conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă, care a severin începând cu data de 4 februarie. Momentan se află în concediu medical, raporturile sale de muncă fiind suspendate. Doamna Mihăiescu îl înlocuiește temporar prin delegare de competență, iar la momentul de față nu cunoaștem perioada de timp pentru care i s-a suspendat activitatea.